În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh. Răpească, te rog, Doamne, forța arzătoare și dulcea iubirii tale, mintea mea de la toate lucrurile care sunt sub cer, pentru ca eu să mor din iubire pentru iubirea ta, așa cum tu te-ai învrednicit să mori din iubire pentru iubirea mea. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început, și acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne Iisuse, care ești prezent în preasfântul sacrament, privește spre noi, privește în inima noastră, privește pe drumul fiecăruia dintre noi, privește în mintea noastră, primește-ne în fața Ta așa cum suntem. Te rugăm, acceptă-ne în această oră în fața Ta, deschide-ne ochii inimii, ochii minții, pentru a te contempla în preasfântul sacrament, deschide-ne inima ca să ascultăm cuvântul Tău, deschide-ne inima pentru a ne lăsa transformați de cuvântul Tău, pentru a fi dociri la cuvântul Tău, pentru a te lăuda. Te rugăm, ascultă rugăciunile noastre, ascultă intențiile noastre și du-le la îndeplinire după voința Ta. Amin. Tu ești Sfânt, Doamne, unicul Dumnezeu, care înfăptuiești lucruri minunate. Tu ești puternic, Tu ești mare, Tu ești Cel prea înalt. Tu ești Rege atotputernic, Tu, Tată Sfânt, Regele Cerului și al Pământului. Tu ești unul și întreit, Domnul Dumnezeul zeilor. Tu ești binele, orice bine, supremul bine. Domnul Dumnezeu cel viu și adevărat, Tu ești iubire și caritate, Tu ești înțelepciune, Tu ești umilință,
Tu ești răbdare, Tu ești frumusețe, Tu ești blândețe, Tu ești siguranță, Tu ești liniște, Tu ești bucurie și veselie, Tu ești speranța noastră, Tu ești dreptate, Tu ești cumpătarea, Tu ești bogăția noastră cu îndestulare, Tu ești frumusețe, Tu ești blândețe, Tu ești protector, Tu ești păzitor și apărător al nostru, Tu ești putere, Tu ești înviorare, Tu ești speranța noastră, Tu ești credința noastră, Tu ești iubirea noastră, Tu ești toată desfătarea noastră, Tu ești viața noastră veșnică, Doamne mare și minunat, Dumnezeu atotputernic, Mântuitor milostiv. Într-un moment de adorație personală, ajutat de sunetul flautului, putem să ne îndreptăm rugăciunile către Fiul lui Dumnezeu și prin El Tatălui Ceresc, predeschidem inima într-un colocviu spiritual cu Iisus, să-i prezentăm pe cei dragi, persoanele pe care le purtăm în inimă, prieteni, cunoscuți, binefăcători, dar și dușmani pe care nu reușim să-i iertăm sau care nu vor să fie iertați de noi. Doamne Iisuse, cerem puterea iertării, puterea dăruirii, puterea slujirii, pentru că întăriți de Tine și de Duhul Tău să ne putem lăsa transformați în făpturi noi. Amin. Thank you.
fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Mărire-ți-e, Doamne! În acel timp, Iisus a spus ucenicilor Săi, să nu se tulbure inima voastră. Credeți în Dumnezeu și credeți și în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locuințe. De n-ar fi așa, v-aș fi spus, mă duc să vă pregătesc un loc, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni din nou și vă voi lua la Mine, pentru ca să fiți și voi acolo unde sunt Eu. Și unde mă duc Eu, voi știți calea. Toma i-a zis, Doamne, nu știm unde Te duci. Cum am putea ști calea? Iisus i-a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Dacă M-ați cunoscut pe Mine, Îl veți cunoaște și pe Tatăl Meu. De pe acum Îl cunoașteți și L-ați văzut. Filip i-a zis, Doamne, arată-ne-L pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a spus, De atâta timp sunt cu voi și tu nu m-ai cunoscut, Filip? Cine m-a văzut pe Mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum poți spune, arată-ne-L pe Tatăl? Nu crezi că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun, nu le spun de la Mine, dar Tatăl care rămâne în Mine face lucrările Sale. Credeți-mă, Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine. Dacă nu pentru altceva, credeți datorită lucrărilor acestora. Adevăr, adevăr vă spun, cine crede în Mine, va face și el lucrările pe care le fac Eu și va face și mai mari decât acestea, căci mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie glorificat în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele Meu, Eu voi face. Cuvântul Domnului. Laudă-ți-e, Hristoase. Alleluia, 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 alleluia. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru cuvântul Tău. Tu ne spui să nu fim tulburați. Inima noastră este tulburată de multe lucruri, de multe preocupări, de multe lucruri care nu sunt necesare sau nu sunt esențiale. Te rugăm acum să eliberezi inima noastră de toate lucrurile deșarte și superflue, de toți idolii noștri, să ne trimiți pe Duhul Tău cel Sfânt, care să ne elibereze și să ne vindece. Tu ne spui să credem în Dumnezeu și în Tine. Credința noastră, Doamne, devine tot mai slabă și trebuie să Te rugăm precum ucenicii, Doamne, întărește credința noastră. Tu ne spui că ești adevărul
Tu ești calea și Tu ești viața. Suntem și noi precum Filip, care, deși am văzut lucruri minunate, nu credem. Te rugăm, întărește în noi credința. Tu ai spus că cei care cred în Tine vor face lucruri precum ai făcut Tu și vor face și lucruri și mai mari. Noi însă nu suntem capabili să trăim după voința Ta. Te rugăm, dăruiește-ne, întărește-ne credința. Dăruiește-ne mai multă încredere în prezența Ta și în cuvântul Tău. Îndepărtează din inima noastră rușinea și frica, pentru ca să fim martori ai Tăi în lumea aceasta. Eliberează-ne de ceea ce ne înspăimântă cel mai tare. Eliberează-ne de elementele din trecut care nu dispar din viața noastră. Vindecă-ne de orice boală interioară, pentru ca să putem vedea prezența Ta în viața noastră și în viața celor din jurul nostru. Te rugăm, Doamne, să ne deschizi inima, precum ai făcut lui Filip, ca să Te putem vedea și să trecem dincolo de aparența viziunii exterioare. Să Te vedem prezent aici, în Preasfântul Sacrament. Să trecem dincolo de aparența pâinii și să Te contemplăm în adevărata prezență reală, fizică și substanțială în Preasfântul Sacrament. Dă-ne puterea de a mărturisi și celor mai tineri și copiilor. Dă-ne puterea nouă care suntem aici, ca să ne întoarcem în ambientele noastre cu inima transformată de prezența Duhului Tău. Te mai rugăm, o Iisuse, ca să chem mulți tineri și tinere la viața consacrată și la dăruirea în slujire. Tu ai chemat mereu în orice moment al istoriei. Te rugăm pe stăpânul secerișului ca să trimeată muncitori în secerișul său. Te mai rugăm, Doamne, să privești în mintea și în inima noastră și să ne dăruiești toate darurile de care avem cea mai mare nevoie. Amin. Suflete pe Domnul Tău cel Sfânt, cântă
suflete. Cuvântul lui Dumnezeu ascultat, care a răsunat în inima fiecăruia dintre noi, devine acum rugăciune universală pentru fiecare dintre noi, pentru lumea întreagă, pentru biserică, pentru țara noastră, pentru persoanele care suferă și pentru toate categoriile de persoane. Dumnezeu, Tatăl îndurărilor, nu părăsește niciodată pe fiii săi și ne cheamă pe toți să ne rugăm și să muncim, pentru ca în orice împrejurare a vieții să beneficiem de ocrotirea sa. Luminați de cuvântul pe care l-am ascultat, să ne rugăm Tatălui prin Fiul Său. La fiecare invocație răspundem, te rugăm, ascultă-ne! Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Iisuse Hristoase, medicul trupurilor și a sufletelor noastre, fă ca noi toți să ne bucurăm de sănătatea trupească și sufletească, folosindu-ne cu înțelepciune de acest dar prețios al Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca atunci când spaima suferinței și nesiguranța viitorului încearcă să ne înspăimânte, privind cu credință la pătimirile Tale, să nu ne pierdem încrederea în prezența și în providența Ta sfântă. Te rugăm, ascultă-ne! Prin meritele pătimirii, morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos, prezent aici în Sfânta Euharistie, vindecă-ne și pe noi de orice boală și fă să ne bucurăm necontenit de sănătatea trupească și sufletească și ajută-ne să Te slujim. Te rugăm, ascultă-ne! Te rugăm pentru copii, tineri, bătrâni, bolnavi și cei părăsiți. Fă ca toți luminați de cuvântul și ascultarea Ta față de Tatăl să redescopere în viața lor zilnică prezența Ta tămăduitoare. Te rugăm, ascultă-ne! Te rugăm și pentru personalul medical, pentru toți care își dedică viața slujirii și îngrijirii bolnavilor, mai ales în această perioadă de pandemie. Fă ca, aplicând toate mijloacele științei medicale,
să colaboreze generos cu Sfânta Ta providență. Te rugăm, ascultă-ne! Ne rugăm și pentru noi, cei prezenți aici, revarsă din belșug îndurarea Ta și asupra noastră, binecuvântându-ne activitatea de fiecare zi. Te rugăm, ascultă-ne! Într-un moment de tăceri și rugăciune personală, fiecare să-și îndeapte rugăciunea către Domnul. Dumnezeule, autorul vieții și împărțitorul tuturor bunurilor, ascultă cu îndurare rugăciunile pe care ți le adresăm, prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, auzi-ne! Hristoase, ascultă-ne! Tată din cer, Dumnezeule, care ai stătornicit tronul Fiului Tău pentru vecie, miluiește-ne pe noi! Fiul răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, mare nostru preot și victimă, adevărat profet și rege suveran, miluiește-ne pe noi! Duhule Sfânt Dumnezeule, care revești peste noi abundența harurilor Tale, miluiește-ne pe noi! Sfântă Treime, trei persoane, un singur Dumnezeu, în frumusețea unității Tale veșnice, miluiește-ne pe noi! La următoarele aclamații, răspundem, domnește în inimile noastre. O Iisuse, Regele nostru veșnic, domnește în inimile noastre. O Iisuse, Rege prea milostiv, domnește în inimile noastre. O Iisuse, care ai întins pe noi sceptrul de aur al îndurării Tale, domnește în inimile noastre. O Iisuse, în a cărui mare îndurare am primit taina spovezii, O Iisuse, Regele iubirii, care ne oferi harul tămăduirii, domnește în inimile noastre. O Iisuse, Regele nostru euharistic, domnește în inimile noastre. O Iisuse, Regele prezis de profeți, domnește în inimile noastre. O Iisuse, Rege al cerului și al pământului, domnește în inimile noastre. O Iisuse, Rege și conducător al tuturor popoarelor, domnește în inimile noastre. O Iisuse, desfătarea curții cerești, domnește în inimile noastre. O Iisuse, Rege milostiv față de slujitorii Tăi, domnește în inimile noastre. O Iisuse, Rege din care purcede toată autoritatea, domnește în inimile noastre. O Iisuse, care împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt una sunteți, domnește în inimile noastre. O Iisuse, Rege a căruia împărăție nu este din această lume, domnește în inimile noastre. O Iisuse, Rege a cărui sfântă inimă arde de iubire pentru toată omenirea, domnește în inimile noastre. O Iisuse, Rege, care ești începutul și sfârșitul, Alfa și Omega, domnește în inimile noastre. O Iisuse, Rege, care ne-ai dăruit-o pe Maria, Regină, ca să fie mama noastră dragă, domnește în inimile noastre. O Iisuse, Rege, care vei veni pe norii cerului cu putere și mare slavă, domnește în inimile noastre. O Iisuse, Rege, de tronul căruia trebuie să ne apropiem cu încredere, domnește în inimile noastre. O Iisuse, Rege, cu adevărat prezent în preasfântul sacrament, domnește în inimile noastre. O Iisuse, Rege, care ai rânduit-o pe Maria, mijlocitoarea tuturor harurilor, domnește în inimile noastre. O Iisuse, Rege, care ai făcut din Maria corăs cumpărătoare, aliata Ta în planul de mântuire, domnește în inimile noastre. O Iisuse, Rege, care dorești să ne vindești de orice separare și dezbinare, O Iisuse, Rege, rănit de indiferența omenirii, domnește în inimile noastre. O Iisuse, Rege, care ne dăruiești balsamul iubirii Tale, prin care să aducem alinare inimii Tale rănite, domnește în inimile noastre. Următoarele invocații, răspundem, fă ca să Te slujim. Iisuse, Rege al tuturor neamurilor, adevărat suveran și al tuturor puterilor pământești, fă ca să Te slujim. Iisuse, Rege al tuturor neamurilor, care supui pentru totdeauna sub picioarele Tale forțele iadului, fă ca să Te slujim. Iisuse, Rege al tuturor neamurilor, lumină dincolo de orice lumină, care ne luminezi în întunericul ce ne înconjoară, fă ca să Te slujim. Iisuse, Rege al tuturor neamurilor, a cărui îndurare este atât de mare încât îmblânzești pedeapsa meritată pentru păcatele noastre, fă ca să Te slujim. Iisuse, Rege al tuturor neamurilor, recunoscut de magii regi ca adevărat Rege, fă ca să Te slujim. Iisuse, Rege al tuturor neamurilor, unicul remediu pentru o lume bolnavă, fă ca să Te slujim. Iisuse, Rege al tuturor neamurilor, care binecuvântezi cu pace sufletele și națiunile ce Te recunosc ca adevărat Rege, fă
rogă să te slujim. Iisuse Rege al tuturor neamurilor, care din îndurare ai trimis pe Sfinții Tăi Îngeri ca să ne apere, rogă să te slujim. Iisuse Rege al tuturor neamurilor, al cărui conducător principal este Sfântul Arhanghel Mihail, rogă să te slujim. Iisuse Rege al tuturor neamurilor, care ne înveți că a domnii înseamnă a sluji, rogă să te slujim. Iisuse Rege al tuturor neamurilor, judecător drept care vei despărți pe cei răi de cei buni, rogă să te slujim. Iisuse Rege al tuturor neamurilor, în fața căruia tot genunchiul se va pleca, rogă să te slujim. Iisuse Rege al tuturor neamurilor, a cărui stăpânire este o stăpânire veșnică, rogă să te slujim. Iisuse Rege al tuturor neamurilor, a cărui stăpânire este o stăpânire veșnică, rogă să te slujim. Iisuse Rege al tuturor neamurilor, mielul care ne va apăra, rogă să te slujim. Iisuse Rege al tuturor neamurilor, care după ce vei fi supus orice suveranitate, autoritate și putere, îi vei încredința împărăția lui Dumnezeu Tatăl, rogă să te slujim. Iisuse Rege al tuturor neamurilor, a cărui împărăție este fără de sfârșit, rogă să te slujim. Iisuse Rege al tuturor neamurilor, a cărui bunătate față din noi este fermă și a cărei fidelitate dăinuie pentru totdeauna, rogă să te slujim. La următoarele invocații răspundem: pe tine te lăudăm și îți mulțumim. Părinte veșnic, care ne-ai dăruit pe Fiul Tău, unul născut ca Mântuitor, adevărat mijlocitor și Rege suveran, pe Tine te lăudăm și îți mulțumim. Prea iubite Iisuse, Rege suveran, care Te-ai umilit din iubire față de noi și ai luat forma de sclav, pe Tine te lăudăm și îți mulțumim. Duhule Sfinte, cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, iubirea Tatălui și a Fiului, care ne sfințești și ne dăruiești viața, pe Tine te lăudăm și îți mulțumim. Următoarele invocații, ne repetăm: roagă-Te pentru noi. Maria, Regina și Mama noastră, mijlocitoare pentru noi la Iisus, roagă-Te pentru noi. Maria, Regina și Mama noastră, prin care ajung la noi toate harurile, Maria, Regina și Mama noastră, comoară unică a Sfintei Treimi, roagă-Te pentru noi. Mielului Dumnezeu, care e asupra Ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne. Mielului Dumnezeu, care e asupra Ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne. Mielului Dumnezeu, care e asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tot să ce e peste
Tatălui fie închinare și se laudă și cânt Fiului fără necetare, slavă în cer și pe pământ, poruri binecuvântare, fie Duhului preasfânt. Amin. Tu le-ai dat lor pâine cerească, având în sine orice plăcere. Să ne rugăm, Doamne Iisuse Hristoase, Tu care ne-ai lăsat în acest sacrament minunat amintirea suferințelor morții și învierii Tale, fă-ne, te rugăm, să cinstim astfel sfântul mister al trupului și sângelui Tău, încă să simțim necontenit în noi roadele răscumpărării Tale, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Căci peste noi a revărsat Domnul veșnic al lui milostivire și adevărul Domnului va rămâne întotdeauna. Lăudați pe Domnul neamurilor, lăudați-L toate popoarele. Hosana, 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 Hosana Fiului lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul neamurilor, lăudați-L toate popoarele. Hosana, 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 Fiului lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie numele Său sfânt. Binecuvântat să fie numele Său sfânt. Binecuvântat să fie Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat. Binecuvântat să fie Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat. Binecuvântat să fie numele lui Iisus.
Binecuvântat să fie numele lui Iisus. Binecuvântată să fie inima sa prea sfântă. Binecuvântată să fie inima sa prea sfântă. Binecuvântat să fie Iisus în preasfântul sacrament al altarului. Binecuvântat să fie Iisus în preasfântul sacrament al altarului. Binecuvântat să fie Duhul Sfânt Mângâietorul. Binecuvântat să fie Duhul Sfânt Mângâietorul. Binecuvântată să fie preasfânta Maica lui Dumnezeu, preacurata Fecioară Maria. Binecuvântată să fie preasfânta Maica lui Dumnezeu, preacurata Fecioară Maria. Binecuvântată să fie neprihănita ei zămislire. Binecuvântată să fie neprihănita ei zămislire. Binecuvântată să fie glorioasă înălțare cu trupul și sufletul la cer. Binecuvântată să fie neoleasă ei înălțare cu trupul și sufletul la cer. Binecuvântată să fie inima neprihănită a Mariei. Binecuvântată să fie inima neprihănită a Mariei. Binecuvântat să fie numele Mariei, Fecioară și Mamă. Binecuvântat să fie numele Mariei, Fecioară și Mamă. Binecuvântat să fie Sfântul Iosif, soțul ei preacurat. Binecuvântat să fie soțul Iosif, soțul ei preacurat. Binecuvântat să fie Dumnezeu întru îngerii și sfinții săi. Binecuvântat să fie Dumnezeu întru îngerii și sfinții săi. Să adorăm în veci preasfântul sacrament. Să adorăm în veci preasfântul sacrament. Să adorăm în veci preasfântul sacrament. Lăudați pe Domnul neamurilor, lăudați-L toate popoarele. Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău și în veci nu te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, Christus regnat, Christus, Christus.
Hristos.